stimați colegi, cu toții ne-am gândit că, domnule, o să fie un proiect tehnic, da? Un proiect tehnic prin care guvernul încearcă cumva să ușureze povara, nu rezolvă problema, dar să ușureze cumva starea în care ne aflăm noi și presiunea care este pe buget. Dar n-a fost să fie așa, pentru că scumpul nostru președinte Dodon a vrut să transforme acest proiect tehnic într-o mare realizare de recuperare și de ambalare în tot ce se numește recuperarea miliardului. Și asta vă aparține, vina va aparține dumneavoastră, stimați socialiști, pentru că voi ne-ați provocat la așa ceva. Domnul Pușcuț aici a prezentat foarte bine, uite, introducem acest mecanism prin care împărțim profitul pe care îl are Banca Națională cu bugetul. De fapt, aici nimic nou sub soare. Mecanismul ăsta a existat din 2009, dacă nu greșesc eu, da, și a fost oprit în 2015. Domnul Șuțu nu mă aude, dar mă rog. Deci a mai existat mecanismul ăsta, perioada în care guvernul Banca Națională făcea lucrul ăsta. O parte din venit îl transfera la bugetul de stat. Și ea că atunci, într-adevăr, aceste resurse erau folosite pentru programe sociale, pentru pensii, salarii, investiții și așa mai departe. Și este adevărat, noi avem aici o statistică, dumneavoastră ne spuneți că noi folosim cifre stranii, noi folosim cifrele care chiar Fondul Monetar le operează pe pagina lor. 2014, 2015, veniturile clar că au fost a băncii, profiturile băncii naționale au fost foarte mari. 1,7 miliarde, 2015 și 1,9, aproape 2 miliarde. Da? Și acestea sunt anii când eu țin minte foarte bine, euro de la 16 a zburat la cât? 26, 28, 24. Deci eu care pe atunci am făcut o investiție, da, cu familia mea, am să înțeleg pe pielea mea ce a însemnat fluctuație aceea și eu mă uit aici că în timp ce mulți cetățeni ca mine o pătimii de pe urma salturilor astea interesante, Banca Națională a făcut 2 miliarde de lei pe perioada de criză. S-a oprit în 2016, s-a spus stop, am scos 13 miliarde din Banca Națională, haideți să nu mai luăm la guvern, lăsați-i să o capitalizăm și să-și revină în firii Banca Națională și așa mai departe. Ca acum și-a revenit în firii, da, în 16 a avut minus, în 17 iar minus, 18 deja mai bine, 249, în 19 ne spuneți că sunt 400 ceva, noi avem cifra care e pe site-ul IMF-ului 281, poate dumneavoastră aveți acces la informație mai actualizată, 400 și ceva menționați, și reveniți de fapt. Noi de fapt propunem să revenim la mecanismul prin care o parte, jumătate din din profitul băncii naționale să vină la stat, la buget. Dar știți care e diferența? Diferența e foarte simplă. Da? Și eu vreau să le explic la oameni ce o să întâmple așa foarte și foarte simplu. Stimați colegi, asta e BNM-ul și asta e bugetul. Da? Pur și simplu noi din 200 de lei ăștia, da? Luăm 100 și o punem aici. Și peste 5 minute o luăm înapoi și o punem tot aici. Da? Deci nimic deosebit. O luăm și o mutăm dintr-un buzunar în altul. Ia că asta noi facem. Dacă banii ăștia ar fi rămas aici, da, ca până la 2015, da? Ei, dumneavoastră credeți că nu-i corect. Noi am investit undeva procentul, da? Deci, dar noi luăm și punem aici, înapoi la Banca Națională. Asta trebuie să recunoaștem. Lăsați, domn deputat, că dumneavoastră, dacă vreți, iată, vă adresați aici și luați cuvântul. Mai mult ca atât, când întrebam care sunt sursele de profit a băncii naționale, da? Și eu nu întâmplător am adus și exemplu cu fluctuații. Mi-am spus că în perioadele de calmitate banca are, e cel mai bine. Eu mă uit în 15-16, au avut 2 miliarde în 15, da? Și atunci, da, parțial, parcă noi banii ăștia cumva scoatem povara, dar cu 200 de milioane ăstea, noi în 40 ceva de ani o să putem acea 6 miliarde de lei despre care vorbește domnul Dodon. Deci să revin. Singuri ați făcut din subiectul ăsta care este tehnic. Un subiect de PR. Pentru că noi, cu domnul președinte Jizdan, la Comisia Securitate, am avut nenorocul să audiem de 2 ori Procuratura Generală cu un raport pe recuperarea miliardului. Și răspunsul a fost simplu. 0 recuperări din cei ce s-au furat. Da, 0. Acum, Banca Națională, da, peste noapte, a devenit independentă. Cei, Banca Națională, care 3 ani, 4 ani în urmă, nu prea a bătut alarma, domnule, să fură miliarde. Acum, dumneavoastră considerați că e independentă. Eu mă întreb de când guvernatorul actual e așa tare independent. El, pur și simplu, tace după descinderile de ieri, care se merită, cam sunt întârziete. Dar cât e de independent, eu mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră. De ce? Mai puțin PR, mai multă tenacitate în recuperarea miliardelor, pentru că tot banul furat încă e prin offshore-uri. Și atunci, toate mișcările astea, poate o să aibă un efect mai mare. Eu vă mulțumesc.